Bun găsit, stimați telespectatori, și în această seară aici, la băieții buni de la Tele3. Așa cum v-am obișnuit, suntem tot timpul împreună de la această oră, de la 7 la 8, și discutăm probleme restringente ale Târgu Jiului. Politică, bani, șmecherii din astea de culise pe care le mai fac politicienii, ce prezintă în realitate în fața dumneavoastră, ce ascund ei de fapt în spate lucrurile esențiale. Cam aici se reduce totul pe la urmă și întreaga viață economică și socială a județului Gorj, în jurul acest carosel s-a învârtit. A fost bine, a fost rău, dumneavoastră decideți mai bine și dumneavoastră știți ce e mai bine de făcut de aici încolo. Astă seară vom discuta împreună cu vicepreședintele Partidului Național Liberal, domnul Puiu Diaconescu, problemele pe care le are orice om, indiferent că are bani, că are rate, că nu are rate, că e sărac, bogat, tânăr sau bătrân. Așadar, domnul Puiu Diaconescu, bine ați venit la noi în studio. Bună seara dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație, salut pe toți telespectatorii postului dumneavoastră. Noi am făcut astă seară grație faptului că am pus mâna pe dumneavoastră și v-am adus aici. Hai să facem următoarea burtieră, următorul titlu. Puiu Diaconescu sare la Cocoșu Călinoiu. Cloșca Cârciumaru arbitru. E bine? Ce titlu pompos! Da. Păi Cocoșu care se manifestă peste tot, în tot mediul social și politic al județului Gorj, Călinoiu. Omul care aduce voturi e Cloșca Cârciumaru. El stă acolo și clocește ouăle electorale. Dumneavoastră acum ați sărit când la unul, când la altul. Vedem acum ce va ieși din această emisiune. Da, nu este vorba de sărit. Facem un pamflet acum. Mergem pe o tentă ușor pamfletare, că lucruri serioase și lumea e sătulă de lucruri serioase, care am tot spus în continuu și probabil s-au cam săturat de atâtea lucruri serioase. Mai facem și câteva glume. Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu aș vrea să ridicăm câteva probleme opinii publice, gorjenilor în general. Le e bine gorjenilor, domnul Pui, le e bine. Le mai e bine gorjenilor. Nu. Asupra modului ce au promis cei doi împreună cu Ponta Trio, o minune al PSD-ului. când au intrat la guvernare și ce au făcut din aceste lucruri, pentru că eu mereu spun așa, cele 100 de porunci scrise la Partidul Social Democrat înainte de a guverna, proiect ce a fost lansat și gorjenilor, dar și țării, s-au referit la bunăstarea în general a oamenilor, promițând multe lucruri și criticând fostele guverne. Am fost de acord cu critica fostelor guverne, pentru că niciunul n-a reușit să facă ce a promis în totalitate. Dar astăzi mă uit cu tristețe pe acest proiect numit 100 de porunci ale lui Ponta, ale lui Călinoiu, Au ale lui devenit mai degrabă Cârciumaru, povești. dar care au devenit Bazme. bazme de adormit copii, dar la grupa mică, nu la grupa mare. Mă uitam și mă gândesc la milionul ăla de locuri de muncă. Mă gândeam la faptul că singura unitate pentru care mai existăm și noi în Gorj, ce o Oltenia, unitățile miniere și energetice. O spus, nimeni nu va pleca acasă. Toată lumea, ba dimpotrivă, s-au angajat că vor aduce investitori care să mai facă ceva în gorjul ăsta. Dacă tragem o linie, realizăm că totul a fost o minciună. Și că, la ora actuală, domnul Călinoiu, domnul Cârciumaru, în loc să iese să spună punctual ce au promis și ce au făcut, găsesc alte soluții, găsesc să dea spectacole pe insuliță, să mai ia vreo o acțiune a romilor. Eu zic că sunteți un pic tendențios. Cum poate să iasă domnul Călinoiu și domnul Cârciumaru când în prezent sunt în Malta?
Dar nu știu ce schimb de experiență. De ce vreți să deranjați oamenii de acolo sau să-i rog eu pe colegii mei ce să-i deranjeze acolo în Malta, unde sunt la Valeta? N-aș fi vrut să spun că folosesc probabil ultimile clipe, pentru că cred că Șcărinuiu realizează că la anul în vremea asta nu mai poate să mai facă vreo vizită decât pe banii proprii, pe aia care i-a împachetat pe undeva, pe care i-a pus deoparte. Restul din banii publici nu cred că se mai poate face. Deci credeți că va merge doar în excursii personale, se va duce la o agenție de turism frumos, completează formularul cum face orice om Ion Călinoiu, scrie acolo destinația, nu știu unde vrea să se ducă, cu masaj inclus, fără masaj, cum să... Eu spun că și asupra lui Ion Călinoiu se apropie, dacă doriți, lațul. În primul rând că Lați între ghilimele de rigoare. exact, Doamne ferește, doresc 120 de ani, dar se chinuie ca un gorjan de ăla, sub 50% din gorjenii care câștigă sub 50% din media pe țară. Păi avem 61% limita la subzistență din județul Gorj și a crescut la aproape 61%. Să vorbim și despre asta și vă spun și de ce se poartă această creștere a soldelor sociale, eu așa le-aș numi. Pentru că ele sunt, în primul rând, purtătoare de voturi. Dar vă spun de ce. Astăzi a fost procesul lui Ion Călinoiu la Curtea de Apel Craiova, secția contencios și fiscal, în contradictoriu cu Agenția Națională cu ANI, de integritate. Domnul Călinoiu a fost declarat de către ANI incompatibil, dar și în conflict de interese. Adică trebuie să facem două precizări. Incompatibilitatea este o faptă administrativă și conflictul de interese sau conflictele de interese sunt fapte penale. Domnul Călinoiu a trimis ANI la parchetul Târgu Jiu o adresă prin care a solicitat anchetarea domniei sale pentru fals în declarații și conflict de interese. Două fapte distincte în codul de procedură penală. Dacă ar fi fost Puiu Diaconescu, până astăzi, vă spun că atât mass media din Gorj ar fi cerut parchetului de 10 ori să spună în ce stadiu se află cercetarea oricăruia. La Ion Călinoiu nu întreabă nimeni. Păi dar marea majoritate a mass media, exact cum ați punctat dumneavoastră seară, sunt un fel de sateliți ai PSD-ului și gravitează în jurul intereselor din jurul Partidului Social Democrat, Categorie da. care se află la guvernare de după Revoluție în continuu în județul Gorj. Și în jurul banilor și a banilor publici. De Exact. ce să discutăm foarte clar lucrurile? Astăzi, deși a fost prima instanță, în primul dosar 944, din 25 iunie, Curtea de Apel a declarat-o ca nefondată contestația lui Ion Călinoiu datorită faptului că a fost netimbrată. Dar a apărut una, culmea, mai târziu, tocmai în 17 iulie, care nu știu dacă e timbrată, o conduce un avocat, Cosmin Gherghe, din la o mare firmă de avocatură de la Craiova. Bănuiesc că
Nici asta nu-i timbrată. Că de domnul Călinoiu n-a crezut că îi se poate întâmpla și dumnealui ce s-a întâmplat la toată lumea în țara asta. Astăzi a avut loc procesul, dar nu s-a prezentat avocatul. A mai găsit o ghiducie, s-o amâne că nu știu ce înscrisuri trebuie să depună acolo și că nu putea să fie prezent. Probabil, domnul Călinoiu este clar incompatibil, clar, nu-l poate salva nici Ministerul de Război, dacă mâine ar fi decretată stare de urgență. De ce spun acest lucru? Pentru că dumnealui, în afacerea unde a fost expert, într-un mai multe proiecte, pe învățământ, în asociația Sud-Otenia, era incompatibil cu funcția de președinte al Consiliului Județean. Ba, o perioadă chiar a fost președintele prin rotație al acestei agenții, a celor 5 județe. Apropo că ați tot menționat în perioada aceasta, de-a lungul emisiunii, de domnul Ion Călinoiu și de ANI, de Agenția Națională de Integritate, haideți să vedem un material încărcat de colegul meu, Narcis Dajun, în care dovedim competențele lingvistice și intelectuale ale domnului președinte Ion Călinoiu. Locoregi din regie materialul. Legii nu înseamnă și... Nu înseamnă că atunci când nu o cunoști, nu se aplică legea. Se aplică legea. În necunoștință de cauză, zic eu, au fost niște lucruri legate de a fi această decizie a Autorității Naționale de Investigații, a Autorității Naționale de Investigații, a Autorității Naționale de Investigații, a Autorității Naționale de Investigații. Vedeți, stimați telespectatori, deci domnul președinte Ion Călinoiu cunoaște foarte bine problematica, chiar și de fond și de formă. Domnul Puiu Diaconescu aici doar dezbate pe marginea la ceea ce se întâmplă, pentru că domnul Ion Călinoiu e mult mai bine ancorat în realitatea acestui fenomen, în tot ceea ce are legătură cu Agenția Națională de Integritate. Vă rog, aveți cuvântul. Domnul Puiu Diaconescu, trebuia să-i acordăm și dreptul la replică domnului președinte Ion Călinoiu, nu? Dar replica pe bani publici în Malta. Îmi pare rău, m-ați invitat în țara asta, trebuia să vorbesc pentru că a fost procesul. Doriți să-l deranjăm pe domnul Ion Călinoiu de acolo din Malta, să-i pun colegii în regie, să-i dea un telefon? Poate se află în timpul unui masaj și poate nu poate răspunde. Cu mare plăcere aș dori, dar cred că e la șpriț în Malta acum. Rog colegii din regie să-i dea un apel lui domnul Ion Călinoiu, dar poate dorește să intre în direct alături de noi. Eu zic, e posibil să fie la masaj, nu asta sunteți un pic mai tendențios, ziceți că e la șpriț. Ar putea să fie niște tailandeze pe acolo. Să cace pe urmele lui Țânțăreanu? Da, și să facă și chestiunea asta. Da, rămâne să vedem dacă în momentul în care va veni de acolo, din Malta, ne va împărtăși și nouă din experiența acumulată acolo despre schimbul de relații, de idei care s-a produs în această comunitate. Dar aș vrea să mai spun o frază aici și ca să nu plictisim. Spuneam că nu poate scăpa nici Ministerul de Război. Știți de ce? Pentru că următoarea chestiune care va veni de la ANI va fi chestiunea cu medicamentele, unde este cercetat și Cornoiu, marele director de la Salvamont Gorj, consilier județean, care a declarat public că este a luat medicamente de la firma fiului lui domnul Călinoiu pe caiet și că le plătea la sfârșitul lunii. Și eu am întrebat la Agenția Națională de Integritate dacă cunoaște aceste aspecte, pentru că presa din Gorj a scris cu lux de amănunte
aceste aspecte, iar domnul Condescu a spus că probabil de aia a fost și nu este dorit la pandurii, pentru că a refuzat să ia medicamente, propunerea lui Călinoiu de a lua medicamente de la Califarm, SRL Târgu Jiu, firmă a fiului domnului Călinoiu. Iar mai mult decât atât, ce pot să spun, că niciun organ competent din Gorj, în urma acestor aspecte, n-a fost curios, deși e faptă penală foarte clară, conflict de interese, trafic de influență, ceea ce consider că mult nu mai poate dura. De ce? Eu zic că toate aceste proptele, fie ele la DNA București, fie ele la organele care ar trebui să se ocupe la Gorj, fie chiar a SRI-ului de la Gorj, sau probabil cu scuzele de rigoare, spune Puiul Diaconescu, dacă le-au inventariat și ele n-au ajuns la rând, atunci n-am decât să spun că anii la chestiunea mea mi-a răspuns că această chestiune cu medicamentele este în curs de cercetare, de evaluare, ca să vorbim în termenii luani, și a competențelor de care răspunde Agenția Națională. Așa că în curând transmit gorjenilor și primarilor care le e frică și activului care spune tot Călinoiu va face cărțile la Consiliul Județean, că este o iluzie. Eu, Călinoiu, trage de timp să-și termine mandatul. Acesta, că-i pare rău să plece din mandat, probabil dacă ar avea posibilitatea să amâne prin contestație la înalta curte, cea care se arfă pe rol acum. Face fel de tertipuri din astea, exact, de birocrație. Așa ar mai putea chipurile că a promis când lui Ponta, când lui Dragnea, deși Dragnea se pare că și pe el, pe Cârciumaru, i-au cam marginalizat un pic. Da, le-a spus mai la marginea Tarlalei de la PSD, bă, băieți, terminați-vă mandatul ăsta și gata. Și mai duceți-vă și pe acasă. Ia, haide să mai vedem un material, stimați telespectatori, pentru a ne mira sau pentru a ne pune în temă vis-a-vis de vastele cunoștințe enciclopedice pe care le manifestă președintele Consiliului Județean, domnul Ion Călinoiu. Vă rog, regia. Și ne punem osul la muncă, așa cum a făcut-o și primul ministru pentru Gorj, așa cum a făcut-o și alții, în speță eu, care nu sunt gorjean, dar m-am gorjenijat și mai mult cu toții și ne punem osul la muncă, așa cum a făcut-o și primul ministru pentru Gorj, așa cum a făcut-o și alții, în speță eu, care nu sunt gorjean, dar m-am gorjenijat și mai mult ca sigur. De 11 ani, de la moartea lui Brâncuș din martie, inimoși brâncușologi adevărați realizează această comemorare religioasă. Bineînțeles, Brâncuș, sculptorul ortodox, tocmai cum îl domnește preafericitul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, este cu adevărat acela de care nu poți să vorbești decât prin Brâncuș. Stimați telespectatori, deci nu putem face decât haz de necaz. Ca să-l citesc pe marele Ion Călinoiu, sculptorul, așa, Constantin Brâncuș, îl comemorăm religios de acum 11 ani de zile. Deci vă dați seama
A murit acum, mă corectează colegii de energie, a murit acum 11 ani de zile. Deci vă dați seama acest sculptor, minune în opinia domnului Ion Călinoiu, câtă onoare a putut face Gorjului dacă măria sa, domnul Ion Călinoiu, vorbește în termeni atât de elogios despre marele sculptor, ca să revenim la lucrurile reale, Constantin Brâncuș. Da, păi în ultimul timp Călinoiu umblă cu mitropolitul Olteniei tot la bairamuri, cer scuze, față de... Stați puțin, domnul Pui Diaconescu, dacă nu v-ați săturat, haideți să vedem un îndemn la vot, marcă Ion Călinoiu. Deci cum sună un îndemn la vot adresat de Ion Călinoiu tinerilor care doresc să acceseze scena politică pentru a accede la resurse și la putere? Colegii din regie, vă rog iar. Optimist că trebuie să ne vină și nouă dată ceasul să trăim mai bine și să o ducem mai bine și să ne reprezinte așa cum dorim noi o demnitate a statului primă ca să ne facem cu adevărat mândri că suntem români. Nu sunt optimist că trebuie să ne vină și nouă dată ceasul să trăim mai bine și să o ducem mai bine și să ne reprezinte așa cum dorim noi o demnitate a statului primă ca să ne facem cu adevărat mândri că suntem români. Deci, stimați telespectatori, credeți-mă că nu vorbesc eu. Nu vorbește domnul Puiu Diaconescu aici de față. Deci l-ați ascultat pe președintele Consiliului Județean Ion Călinoiu. Deci nu putem fi acuzați noi sau orice altcineva că am încercat să-i punem vorbe în gură, că am încercat să-l determinăm să facă greșeli. Deci sunt declarații publice făcute în conferințe de presă de către președintele Consiliului Județean Ion Călinoiu. Domnul Puiu Diaconescu, spuneți dumneavoastră un comentariu, o remarcă, o observație, un adagiu pe... Din Ce doriți dumneavoastră pe păcate, marginea acestor discursuri splendide? știți cum zice mai nou deputatul Popeancă? Eu Călinoiu Vâlcea. Și eu curios să trosarele întrebam. Păi de ce? Păi zice, uite-te tu la ăsta, dacă știe să vorbească, dacă știe să explice, dacă e capabil de ceva, decât e capabil să-i facă toate felurile de să promită și să mintă și să facă orice pentru a fi cel mai mare demagog al Gorjului. E Pentru... șeful județului, până la urmă. Alo, bună seara, sunteți alături de noi. Bună seara! Să trăiți, vă ascultăm. Tatăl meu sunt și aș dori să vă salut Să dați, vă rog, puțin atât televizorul mai încet. pe dumneavoastră cât și pe invitatul dumneavoastră, Puiu Diaconescu. Și noi vă salutăm. Aș vrea să întreb următorul lucru. Am văzut la solurile popzolice prietenul nostru doctor. Puteți să repetați că nu am înțeles întrebarea. Am văzut solurile podzolice în care și-a luat doctoratul marele Ion Călinoiu. Nu, mai nou e doctor în materie de sculptorul, ca să-l citesc, Constantin Brâncuș. Am văzut emisiunea, este foarte interesantă. Problema este de natura următoare. Din câte vedeți și dumneavoastră, vede și Puiu Diaconescu și vede toată lumea, au început acum să pună asfalt în prag de iarnă. Deci, în mai multe zone ale județului și, bineînțeles, că cel care este la pupitru și împarte banii este Neanelu. Vă întrerup o secundă vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră. Păi probabil dacă asfaltează în această perioadă, vrea să facă niște sculpturi minune din drumurile județene. Problema este de natura următoare. Trebuie de văzut cine, ce, cum și ce face în această perioadă, pentru că vedeți la asta. A asfalta acum însemnează că își pregătesc niște fonduri. Ori acest lucru trebuie bine cântărit. Aș vrea să fac o paranteză și să vă spun următorul lucru. Vedeți că am văzut mai multe emisiuni, în special cu ZEO, și se pare că se încearcă intrarea în procedură a CEO-ului și acest lucru ar fi destul de grav, pentru că
se pregătește trecerea la pupitru a unei singure persoane care se dirigeze și să facă ceea ce nu ar fi normal să întâmple în Gorj. Eu am intrat în direct să vă salut emisiunea și pe prietenul meu, Puiu Diaconescu, care întotdeauna a rămas un om cinstit, drept și cu steagul sus. La luptă, sunteți cu steagul sus și acum, domnul Puiu Diaconescu, foarte bine, foarte frumos. Am mai greșit câteodată. Da, da. Spre exemplu, cea mai mare greșeală a vieții mele ca politician este că în 2004 l-am făcut pe acest om care nu poate nici să vorbească, eu vorbesc așa pentru că am o deficiență, dar am fost o sirenă politică până la Ion Călinoiu. Din păcate, în 2004 am participat și l-am făcut președintele Consiliului Județean. Regret acest lucru pentru că n-am crezut că un om poate să fie atât de răutăcios, atât de invidios, atât de rău pentru gorjeni, atât de neputincios. Totuși, la vremea aia era inginer șef în agricultură, la Cultura Mare, la capul podului, la Telești. Și am crezut că cel puțin pentru agricultură, gorjenii vor avea un om de la care au ce învăța. Restul am gândit că de la mischie și aparatul care pregătise mischie la Consiliul Județean, specialiștii, poate învăța să devină un bun manager la județ. Viața a demonstrat nu mie, dar și mie. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră telefonică. Să nevoiți să vă întrerup, că altfel mă ceartă pe mine colegii din regie. Trebuie să luăm publicitate și după aceea revenim. Ești șomer sau persoană în căutarea unui loc de muncă? Dorești să obții o calificare nouă sau să dobândești noi competențe necesare angajării? Dacă da, te așteptăm la Job Clubul din Târgu Jiu, strada Ecaterina Teodoroiu, numărul 92, etaj 2, fosta fabrică de țigarete, pentru a putea beneficia gratuit de serviciile noastre. Medierea muncii, consiliere profesională, consiliere antreprenorială, formare profesională. Aici poți consulta lista locurilor de muncă vacante, modele de planuri de afaceri, profil personal realizat pe baza unor teste psihologice sau participa la bursa locurilor de muncă. Asociația Psihologilor Gorjeni, în parteneriat cu SECE Paideia SRL, implementează în perioada iulie 2014-decembrie 2015 proiectul Mai bine pentru fiecare. Mai bine pentru fiecare. Detalii suplimentare puteți obține de pe www.apsg.eu, www.paideia.ro sau la telefonul 0763-620311. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 investește în oameni. Adevăratele răspunsuri se regăsesc în cele mai mici detalii. Cum poți fi mai rapid și în același timp mai sigur cu un motoferăstru Husqvarna? Vorbim despre micile detalii, atent concepute. Husqvarna, ready when you are. Raico Târgu Jiu, dealer autorizat Husqvarna, anunță mari reduceri în campania de toamnă 2015. Discounturi la toată gama de motoferăstraie, dar și cadouri consistente la anumite tipuri de produse. 10% reducere la orice șină de ghidaj sau lanț Oregon la toate mărcile de motoferăstraie, iar pentru vremea de iernat, oferte la frezele de zăpadă. Vizitați magazinele din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care-i teama? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au, dar de azi am atitudine.
Uite! Nu știai acum e cool să colectezi separat. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare, de aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii, LAULIM, oferă cele mai mici taxe de studii. Facultate, 350 de euro pe an. Masterat, modul pedagogic, 400 euro pe an. Doctorat, 800-900 euro pe an. ULIM prelungește perioada înscrierilor prin selecție de dosare la studii de licență, masterat și doctorat la următoarele facultăți acreditate, cursuri învățământ la distanță. Psihologie, asistență socială și științe ale educației, științe economice, drept, informatică și inginerie, silvicultură și ecologie, relații internaționale, științe politice și jurnalism. Diplomele sunt recunoscute în România, precum și în toate statele semnatare ale Convenției Internaționale de la Lisabona și Bolonia. Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii, LAULIM, Târgu Jiu, Strada Eroilor, numărul 6. Orice om visează la o casă, orice constructor visează la un singur loc de unde să-și procure materialele de construcții și oricine știe că acest loc este Dinacom. Găsiți toate tipurile de materiale de construcții, vopsele, parchet, rigips, plăci ceramice, gresie, faianță și adeziv, obiecte sanitare, mobilier de băi, căzi și cabine de duș, instalații sanitare și electrice. Dinacom este unic distribuitor de gresie și faianță produsă de Cesarom, membru al grupului Lasselsberger și are exclusivitate pe importul de gresie și faianță din Spania, Italia, Cehia și Polonia. Reducere 15% la lichidările de stoc Cesarom și Spania. Vizitați magazinele din Târgu Jiu, situate pe strada Mihail Sadoveanu, numărul 1 și calea București 194. Telefon 0744 513 816. Construiți și finisați rapid și ieftin cu Dinacom. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. A revenit, stimați telespectatori, la discuția noastră atât de interesantă aici în studioul nostru vis-a-vis de tot ce înseamnă Agenția Națională de Informații, sculptorul Constantin Brâncuș, care a decedat acum 11 ani. Sunt anumite emanații intelectuale și lingvistice ale președintelui Ion Călinoiu care ne dau o certă demonstrație de maestrie a intelectualului care este Ion Călinoiu. Vă rog, domnul Cui de Afrânscu. E și doctor, da, am uitat. Spre rușinea mea am uitat că e și doctor în științe, da, da. Doctor, dar am înțeles în științe agricole, nu? Da, doctor în științe agricole, a doua facultate jurist, dar a uitat să-și timbreze acțiunea, așa.
Și câteodată iasă și spune că ședințele de îndată sunt normale și sunt legale, iar când nu-i convine, spune ce spune secretarul Consiliului Județean. Sunt în regulă. Așa că, după părerea mea, a uitat și ce a învățat la ingineria aia agricolă, s-a șulfănit, iertați-mi cuvântul. E un termen acceptat de dicționarul limbii române. Așa. Și mai nou, se poate vorbi de domnia sa, că este sforarul șef al județului Gorj. Și în tot acel Partid Social Democrat, care este o formațiune politică, de fapt e formațiunea politică numărul 1 în județul Gorj până la urmă, nu s-a găsit un alt cap luminat, o altă minte limpede, cum știu cum să-i spun, încât să treacă efectiv peste puterea de decizie și de influență a acestui Ion Călinoiu? Pentru că am văzut de regulă și dumneavoastră, și domnul Popeangă, și mulți alții, în momentul în care intră în coleziune cu intelectul, cu interesele, cu sfera de influență a lui Ion Călinoiu, automat sunt rejectați de către sistemul PSD. Chiar atât de bine controlează acest Partid Social Democrat Ion Călinoiu? Ion Călinoiu este atât, îl cunosc foarte bine, atât de abil, de integrant, faptul că știe foarte bine cuvintele lui nearticulate să ajungă cunoaște slăbiciunea la umană. Ponta, a ajuns la toți. Și la Năstase, și la Ponta, și la Joană chiar, când era. Și Banu, vreau să spun lucru, Banu, forța Banului. Pentru că are un spirit negustoresc pe care îl manifestă în politică. În campaniile electorale, marele panouri care le-ați văzut mai aveau un pic și atingeau de 10 metri. Au fost făcute cu bani. Clar. Dacă ar trebui să întrebe cineva cum s-a făcut ultima campanie electorală, cât a costat mai degrabă, aici e mai important. Cât a costat ultima campanie și care a fost proveniența banilor, dar probabil că va veni ziua, pentru că există materiale, există înregistrări, chiar dacă o parte din instituțiile statului n-au reacționat nici cum, sau se facă nu văd, pentru ca ulterior așa, să înhațe prada. Eu cred că va sosi ziua când va trebui să se dea socoteală și de aceste lucruri. Să nu spuneți că aveți ceva informații în premieră de dezvăluit la noi în emisiune sau documente, acte, că văd că vă duceți în sfera asta de a dezvăluirilor, a senzaționalului, ca să folosesc cu limbajul. Să știți că otevist. Întotdeauna n-am vorbit cu Ion Călinoiu decât atunci când am păstrat informația clară și în spatele ei documentul. Sunt, dacă vreți, și astăzi indignat pe faptul că la Ștucanii de Gorj, unde Ion Călinoiu a achiziționat, fiind în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, exact o jumătate de an de a fi președinte, două căsuțe la niște prețuri de nimic, prin faptul că vă referiți la situația în care a fost atunci Ionel Manțo condamnat pentru fapte similare? Exact. Acolo duceți? Exact. Dacă o parte din oamenii ăștia au fost trași la răspundere de justiția română, Ion Călinoiu a scăpat. Și a scăpat pe nedrept. Și am să vă spun două lucruri. Și o spun premieră în această seară. Puteți dovedi ceea ce spuneți? Organele cu acte statului trebuie să se autosesizeze din ce spun eu în această seară, că la Ștucani n-a trecut cariera pe acolo pe unde niște specialiști din minerit au făcut un studiu și pământul trebuia să
treacă în proprietatea CEO-ului sau al SNL-ului de atunci. Postul SNL-ul, da. Da. La ora actuală vreau să spun că temelia caseilor lui Ion Călinoiu se vede. Al lui Manțoc nu mai are, este în picioare, au fost puse foc pe la lui și la lui Vulpe. Și că, de fapt, în locul pentru care Mina a descăpăgubit pe Ion Călinoiu cu aceea mare vilă din primăverii, zicând că este în interes național, că pe acolo va trece cariera, s-au construit la ora actuală 4 bazine de apă pe fonduri europene, fonduri accesate de primăria din zonă, care are și ștucaniu. Ca atare, a fost un mare fals faptul că la acea oră Ion Dădălău, Petre Ceaușescu, care și la ora actuală sunt directori cu ajutorul lui Călinoiu, pentru că i-a dus înapoi, i-au făcut acea studiu, dacă doriți, acea studiu de cercetare prin care Călinoiu a putut cumpăra, vinde primul rând, cu 430 de euro metru pătrat. În acea perioadă era 430. Da, solicitând pentru acea vreme, am acest raport aici, 430 de euro, pentru că este dezrădăcinat. Iată că Ion Călinoiu Vâlcea, cum bine îi spune deputatul Popeangă, era dezrădăcinat de la ștucani de aceste case. Și a mutat rădăcinile în primăverie. Se născuse acolo, crescuse acolo și cu un tupeu fantastic în memoriul său solicită și am aici documentele, 430 de euro. Păi cerea de parcă era în centrul Bucureștiului. Dezrădăcinare negociată la 430 de euro pe metru pătrat. Din nefericire sau din fericire și în presă la vremea aceea a apărut un articol semnat de unii care astăzi sunt de partea dreaptă a lui Călinoiu, de unii oameni din Masvedia și care au uitat. Sunt la dreapta tătucului acum. Da. Și au uitat ce au scris atunci, dar vreau să le spun un lucru. Documentul l-a trimis la DNA București. Deci documentul acesta care l-a trimis acum era DNA București? Da. Și voi solicita organelor din momentul ăsta să redeschidă dosarul, pentru că nu este corect, unii să facă pușcărie, iar unii să spună că au avut 25 de ani demnități politice și că mai vrea demnități politice în Parlamentul României. Credeți dacă că... sunteți curios, acesta este dosarul care este în mâna mea și care are toate aceste piese de care vă spuneam și contractul de execuție a lucrărilor care a fost lucrări ce au fost executate în 8 zile de 6 de o sumă uriașă. Iar la vremea aia suma lucrărilor nu s-a ridicat la 3 miliarde jumate că l-a despăgubit SNL-ul, ci la 6 miliarde, iar Ion Călinoiu
a plătit din propriu buzunar la vremea aia 3 miliarde. Și mă gândesc că organele de anchetă poate audă și seriu seara asta, poate aud și celelalte organe competente, poate se întorc și îl întreabă pe Iocălinoiu de unde a avut atunci 3 miliarde să plătească imediat casa. Ca să nu vorbesc despre modul cum sunt făcute documentele, pentru că imediat ce citești aceste documente îți dai seama că în marea majoritate a lor a fost pus la cale un jap și un fals cât Casa Poporului. Nu este posibil din punct de vedere tehnic ca constructorul să ceară după 8 zile de lucrare după semnarea contractului câteva miliarde care au fost decontate de SNLO ca recepționate lucrări. De ce spun acest lucru? Păi, n-ai cum betoanele, ca să te duci la nivelul 1, betoanele, planșeul de peste și stâlpii de rezistență trebuie să aibă o priză de cel puțin 27 de zile. Ca atare, practic timpul fizic nu le permite exact, să execute. Ca atare, stai să te minunezi cum și de ce organele statului tolerează. Și eu cred că a sosit momentul ca și Ion Călinoiu, așa cum dau socoteală toți care au furat din banii publici și toți care au jmenuit punga și visteria românilor, avuția națională, să înceapă să dea socoteală. De aceea v-a jucat domnul Filip. Am mai intervenit. Dar sunteți, din păcate, singurii. Singura, mai suntem vreo 2-3 pe aici. Vreo. Singura televiziune și puțini mai sunteți care vreți. Nu aveți nimic cu Ion Călinoiu. Nici eu n-am nimic. Dar sunt indignat pentru că unii oameni se duc la pușcărie pentru că au furat două găini. Să se ducă și ăia, sigur, dacă au furat. Iar unii care cred că intangibil. Sunt intangibili. Și eu cred că Ion Călinoiu este intangibil la ora actuală față de faptul că județul Gorj este un județ mic, că a avut DNA la Târgu Jiu și că în toată această perioadă DNA-ul de la Târgu Jiu n-a găsit absolut nicio spunleu nici din întâmplare, o greșeală, nu vorbim cu știință la nimeni din județul Gorj că ar fi sustras din misteria statului, cu știință sau fără știință, vreun leu. Sper ca toate pilele lui Ion Călinoiu să înțeleagă că trebuie să facă, mă refer la aceste piese care și ei, la rândul lor, primesc salarii uriașe din banii contribuabililor și din misteria statului român, să facă un pas înapoi și să-i lase să se ducă acolo unde le este locul. Vreau să vă spun că au existat N licitații trucate și lucrări de proastă calitate, furturi de balast din râurile Gorjului, care au fost sesizate, dar au fost acoperite cu mare ghibăcie de unele organe.
Rog colegii mei din regie dacă pot să ia legătura cu domnul Ion Călinoiu, să-i dea un telefon și dacă reușesc să dea de dânsul acolo, probabil fiind în Malta, e prea ocupat, dar având în vedere aceste dezvoluiri de senzație, ar fi cazul să aflăm și punctul de vedere al dânsului. Îmi asum toată responsabilitatea a celor spuse. De fapt, aceste dosare au fost trimise de la unii oameni competenți și care știu, au știut despre ele de mult, dar n-au avut curajul să vorbească și mi-au spus, mi le-au mânat și mi-au spus, ai curajul. Și am spus, cred că a sosit momentul. Deci aici e vorba de curaj până la urmă, dacă vi le-ar mâna. Deci aveți curajul, deci vi s-au dat acele dosare și a spus, aveți curajul să le dați curs? Exact, chiar așa a spus. Domnul, înseamnă că există, e uimitor, există și o teamă la nivelul instituțiilor de control, la nivelul județului Gorj și vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă influența acestui om. Dacă vi s-a spus acest lucru, dacă ai curaj să mergi cu acel dosar mai departe? Da. Da, e o chestiune cât se poate de gravă. Eu cred că organele statului, încă o dată îmi cer scuze, dacă le au și n-au ajuns la rând, iar dacă nu le au, chestiile astea au fost făcute publice, îi rog să mă cheme pe mine, să le dau și domnilor sale, eu personal, pentru că nu mai este admis, după 25 de ani de la Revoluție, nu mai este admis să ne mințim noi pe noi. Eu cred că ceea ce se întâmplă și în Gorj, și în țară, la ora actuală, în ceea ce privește banul public, sunt lucruri care țin de siguranța națională, dacă doriți, de nația română. Și nu o spun eu, Puiu Diaconescu, o spun, dacă doriți, ambasadorii țărilor europene, o spun oameni din lumea occidentală. Și atrag atenția zilnic în ziarele de circulație internațională de acest flagel numărul 1 care pune în pericol. Nu pot să accept ca la Târgu Jiu, ca om care m-am născut și am crescut aici, ca să fie această bajocură față de gorjeni, cu noșalanță să fie mințiți zi de zi, să folosească pârghile mass media atrăgând atenția la lucruri de nimic sau luând, punând în locul acestor probleme alte preocupări care să atragă și să distragă atenția gorjenilor. Ca atare, vă rog, vă solicit dumneavoastră, oamenilor de bună credință din mass media, și gorjenilor, și oamenilor de bine, să iese odată, să facem publice aceste lucruri și să nu mai admitem absolut nimic, pentru că altcumva vă spun un lucru. Încerc să trăiesc sentimentul că trăiesc într-o nesiguranță mai rău ca pe timpul regimului lui Ceaușescu. Ar putea spune chiar că atunci era o siguranță clară a cetățeanului, n-aveai voie să vorbești despre politica partidului, dar comuniștii te obligau să fii în limita asta, nu mințau, spuneau, asta este limita partidului. Dar față de astăzi, asigurau
loc de muncă, asigurau învățământ de 100 de ori mai bun decât astăzi la tânăra generație. Asigurau neîngrădit și fără bani la nivelul dezvoltării de atunci asistență socială și asistență la sănătate gratuită. Îți dădeau o locuință din fondurile de stat. S-ar putea spune că pentru tot ceea ce se primea gratis atunci, acum oamenii trebuie să muncească și trebuie să se zbată și trebuie să lupte pentru a obține foloasele pe care le primeau gratuit atunci. Dar nu numai atât. Astăzi n-are acces nimeni la o funcție în aparatul primăriei Târgu Jiu, în aparatul Consiliului Județean, în unitățile de concentrate, decât dacă ești pesedist și dacă faci politica lor sau dacă dai șpagă. Discutăm despre aceste probleme cu altă ocazie. Vă mulțumesc pentru participare, domnul Puiu Diaconescu, vicepreședinte Partidul Național Liberal. Mulțumesc și eu pentru invitație. Oricând aveți porțile deschise. V-aș ruga să fiți așa cum v-a cunoscut întotdeauna, seara asta. Întotdeauna așa o să rămâne. Vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc pentru SMS-uri telespectatorilor, mulțumesc pentru telefonul în direct. Vă mulțumesc în continuare pentru că sunteți alături de noi și rămâneți în continuare alături de noi cu emisiunea postului Tele3. La revedere de aici, o seară plăcută.